tuturor și deosebe musafirilor care au făcut ceva kilometri până să ajungă la o sărbătoare a Spiritului la Botoșani, poate locul cel mai potrivit să marcăm în România Ziua Mondială a Poeziei. Este o activitate care, sigur, așa cum este firesc în ceea ce înseamnă bucătăria unei manifestări, are parteneri care sunt Muzeul Literaturii din Iași, Memorialul de la Ipotești, Teatrul Mihai Eminescu. Este o bucurie să fim parte a acestui proiect și aș adăuga, mai avem un partener, persoană fizică, Alexandru Iacob, botoșenean trăitor acum în Veneția și care este un etern visător. Problemele de amănunt rămân pe seama domnului director de la Memorial. Despre spiritul acestei manifestări, rog pe domnul director Dan Lungu să ne spună despre bucuria reîntâlnirii în jurul poeziei, bineînțeles, după care vom veni cu câteva amănunte referitoare la programul propriu zis. O întâlnire la teatru, o întâlnire la Ipotești, întâlniri la Iași, oricum, o zi a spiritului cu totul și cu totul deosebită. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și colegilor din presă că ați venit pentru a fi parte în derularea acestui proiect. Domnule director, puteți. Ce ne spuneți?